aici lângă mine. Ca să pun și din legume. Vrei să te ajut? Nu, e în regulă. Am făcut foarte multe legume. Cred că atât da, e suficient. Ok, să pun asta deoparte. Și acum trebuie să dă drumul la foc, că trebuie să se evaporească apa asta dinăuntru, că e cam multă apă. Și în același timp să punem pastă de roșii, care este bulion. E bulion? Bun. Da. Julie, te da. Mă stai un pic. Să iau eu ăsta așa. Și să îți spun. Am ocazie. Nu știu exact cât bulion trebuie să punem, dar noi punem. Stai, că încerc să nu destram fasolea. Mi-ai stata când încerc să nu destram să învârt așa, dar... Pare că facem o pățură. Oala mea este atât de mică. Și trebuie să fie roșu. Deci dacă n-ajunge să fie roșu intens, înseamnă că undeva am greșit. Păi cred că s-a mai destrămat din fasole. Dacă mă întreb pe mine. Ok. Și cred că mai intervine o problemă, faptul, o problemă logistică. Că nu cred că avem unde să facem fasolea asta. Fasolea asta bătută. Și cred că o să o lăsăm pe altă dată, că oricum dacă nouă ne iese preparatul ăsta da. Maestos, nu cred că mai intră și fasole bătută. Nici eu nu cred. Bine, atunci o să pun asta în frigider. Și o să iau din partea asta de lângă tine sare, piper, îți dai seama. Ok. Trebuie să... Acum mi se pare că s-a, da, chiar s-a destrămat fasolea și așa, ca un piure. Hai, lasă că e prima dată când facem, se iartă. Okay. În mare, experiența mea a fost foarte mișto, așa că mamele care se uită, am făcut fasole cu ciolan. Mi se pare că acum îi mai trebuie zeamă. Zici tu? Mie mi se pare că nu e suficient de roșu. Mamă, chiar are gust. Are gust? Da, are mai gust trebuie bun. Sare. Mai trebuie sare? Păi mai pune sare un pic. Și mai pun un pic de apă. Dacă ai zis că mai ai nevoie de zeamă. Se apropie. De varianta finală? Mamă, frate, am făcut aici fasole pentru toate familiile. Păi da, așa se face, fasolea bătută și sarmalele se fac în cantități de-astea industriale. Da, să fie. Îți distrug toată infrastructura din casă, aș dacă mai pune sare. Un pic. Zici să pun la final sare? Păi da, nu? Da, oricum mie îmi place sare. Deci. Și acum? Acum mai așteptăm un pic să se facă. Bine. Să pun capacul. Așa, că vrei tu de efect, nu știu exact dacă trebuie neapărat sau nu, dar pune-l. O să-ți las aici. Hai să facem un TikTok. Pune un sunet și scriu acolo ceva și gata. Bine. Bine. Stai să găsesc un sunet. A, și știi ce să facem? Eu stau cu lingura și tu dai așa la mișto în cratiță, dar nu, eu deschid asta și dai așa la mișto în cratiță, știi zic? Ok, ok. Dar unde e lingura? Lingura, e o lingura aici. Dar stai că iau lingura asta mare. Bine. Ce? Da, asta trebuia să-l facem de la început. Ah, ăla de trebuie să lipim. Da, 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 da. Da, știu ce zici. Păi, îl facem acum, fii atentă. Stai să dau drumul la cameră. Dar facem, hai să-l facem repede și pe ăla, că e mai simplu.
Așa. Nu de aici. Of, Doamne. Cel mai enervant lucru când merge la cineva acasă este că nu știu unde se sitează lucrurile în sertare. Să căutăm glet, kit și vopsea, că ți-o fac eu acasă.